Pe parcursul zilei de miercuri, lucrătorii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au desfășurat o acțiune pe raza municipiului Rădăuți pe linia prevenirii faptelor ilicite contra proprietății intelectuale. În cadrul acesteia, polițiști au identificat pe o femeie în vârstă de 32 de ani și doi bărbați, unul de 40 și celălalt de 65 de ani, toți din municipiul Rădăuți, care ofereau spre comercializare în bazarul din localitate produse de îmbrăcăminte inscripționate cu diferite mărci, fără deține certificate de calitate sau conformitate, existând suspiciuni că produsele ar fi contrafăcute, pe numele celor trei au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație de produse purtând o marcă înregistrată sau identică, fiind ridicate în vederea examinării criminalistice bunuri în valoare de 6600 lei.